platoșele de porțelan, instalația video pe care am făcut-o și hamurile Alexandrei. Este alcătuită din două componente. Rămășițele și urmele performanțului, fiecare model unde a stat, cioburile și tot ce s-a întâmplat aici a fost lăsat intact de la vernisaj și noua parte în care sunt expuse toate platoșele pe care le-am făcut. De multe ori ne ferim de tot ce ne doare, de toate lucrurile care ni se întâmplă și încercăm să trecem prin viață intact și neatins și complet alb și lucios și puri, cum sunt platoșele astea aur, ca să arăt efectiv cât de importantă și cât de valoroasă este o experiență dificilă. Am început să lucrez la ele din august și până acum, să zicem că am aproape 8 luni cu tot cu eveniment și efectiv fizic să le fac cam 3-4 luni. Motiv, să zicem, mai ascuns al expoziției. Oamenii percep în general vulnerabilitatea ca un lucru negativ sau ca un lucru care trebuie evitat. Ce am făcut eu aici, arătând platoșele și scoțând toate măștile, dându-le jos, m-am arătat într-un fel vulnerabilă și asta este ce rămâne când ai la o parte. Bob Wilson și cu Bill Viola. Ne-am înțeles foarte bine la nivel uman și am colaborat bine împreună și am dus tot proiectul ăsta până la final. Vorbeam cu Alexandra la telefon și ziceam ceva, eram sigură că ea o să înțeleagă exact ce vreau, adică că ce va face ea nu va arăta decât bine, adică va arăta exact cum mi-am imaginat eu sau mai bine. Și hamurile au ieșit mai bine decât puteam să-mi imaginez. Adică ce este foarte tare la o colaborare este că cu cineva pe care admir și care lucrează foarte bine este că vine în întâmpinarea ta cu ce te așteptai și mai mult. Sau, și îți prezintă și o viziune diferită asupra proiectului. Adică îți aduce ceva fresh și adăuga ceva ce n-ai fi putut să faci singur. Și pe urmă eu vin ca să contracarez cu încă ceva bun și așa e ca stângul și dreptul care urcă pe scări. Să lucrez cu un om a cărui muncă o admir și mi-aduc aminte că eram în atelier și îmi printase platoșele și mă uitam la ele și îmi plăceau foarte mult. Adică am creat hamurile astea dintr-o plăcere pentru platoșe, dintr-o pasiune pentru am ieșit un pic din cutie cu PR-ul mai ales. Am vrut să mă adresez tuturor oamenilor, nu celor trei oameni care vin de obicei la vernisaje. Am vrut să fie accesibil pentru toată lumea. De fapt, ce își dorește un artist? Transmită mesajul lui în public cât mai mare. Cadrele pe care le-a gândit Ioana, că aceste cadre au fost gândite de ea. A venit la mine și mi-a spus vreau o imagine statică, dar vreau practic o fotografie în mișcare. Fără să-ți dai seama că se întrerupe sau începe sau este un moment înghețat. Și asta este o metaforă pentru viață, pentru că totul este un prezent. Trăiești numai în prezent. Trecutul nu există, viitorul nu există. Este doar un prezent infinit până când mori. Ioana a vrut să se desfășoare toate în cadrul naturii. Nu am ales... La un dat am discutat, poate facem și un pic... filmăm acest manichin în Diana. Diana Maria este cea care ne-a ajutat, Diana Gheorghe. Ea apare în toate filmele. Să facem un pic spre zona industrială și a zis că nu vreau să se păstreze în zona asta de natural, de primitiv, de început. Vorbesc un pic și despre moarte în proiectele mele și mi-am dat seama că îi atinge foarte mult pe oameni pentru că este de fapt cel mai mare tabu al societății noastre. Încercăm să zicem că sexul este, că altceva este, că politică, că în fine avem nenumărate lucruri, taburi,
dar singurul și adevăratul tabu este, este de fapt faptul că totul se va termina la un moment dat și tot ce facem este să încercăm să ne umplem timpul până atunci.